A Domnului și bine ați venit în această dimineață de sabat în Casa de Închinare. Vă invităm să deschidem în numele Domnului Isus acest serviciu divin cu imnul 14. Binecuvântă pe Domnul! bun din ceruri, binecuvântat și glorificat să fie numele Tău în veci de veci. Ne închinăm cu întreaga comunitate înaintea Ta, Părinte, și așteptăm din mâna Ta cuvânt, viață, așteptăm vindecare, așteptăm toate bunătățile care le-ai pregătit pentru poporul Tău. Sfințește, Părinte, viața noastră în templul Sfânt. Ajută-ne ca închinarea să fie de plină și unește-ne inimile în adorarea care să-ți arătăm. Părinte, urmează cuvântul Tău Sfânt. Binecuvintează inimile care ascultă, binecuvântează sufletele care au nevoie de încurajare, care au nevoie de schimbare, care au nevoie de transformare prin Isus Hristos. Ajută-ne ca timpul de aici să fie unul binecuvântat, fi cu toți cei care sunt aproape și departe și strânge pe toți în iubirea ta, în dragostea ta și în mântuirea ta. Prin Domnul Isus te rugăm și îți mulțumim. Amin. Spuneam aseară că au început sărbătorile în jurul nostru și ne ia valul acesta de bucurie și de sărbătoare. Eu știu, declarat cu luminițe și cu muzică de peste tot. Vreau să vă întreb dacă sunteți mai bucuroși ca altădată. Eugen spune că da, se întâmplă ceva, adică mai multă muzică, mai multă culoare, mai mult, mai mult altceva. Și vrând nevrând, parcă se schimbă ceva. În mijlocul sărbătorii, o sărbătoare de mulțumire, Thanksgiving, și uitându-ne uitându la ceea ce se întâmplă în jur, ne întrebăm și noi: Ce-i cu ideea asta? Le-a venit părinților peregrin ideea de a crea o sărbătoare specială numită sărbătoare de mulțumire? La noi îi spunem sărbătoarea recoltei, având tot ideea de mulțumire, dar nu atât de bine clarificată. Aici spune limpede, învață-te să mulțumești. Nu știu cum a fost ziua de 28 pentru dumneavoastră. Nu știu dacă am mulțumit cu adevărat. În dimineața aceasta însă aș vrea să descoperim mulțumirea creștină. Nu mulțumirea de altfel. Aș dori să descoperim faptul că creștinul are motive adânci să mulțumească. Aș dori să descoperim că este în fundamentul credinței noastre și că nimic. Nu se face în viața religioasă sau în relația noastră cu Dumnezeu fără mulțumire. Nimic. Și că totul vine din recunoștință. Absolut totul. Că, până la urmă, păcatul nu este altceva decât respingerea bunătății lui Dumnezeu și blocarea recunoștinței în viața noastră. Să vă dau un exemplu. I-a scos Dumnezeu din Egipt, dintr-un holocaust al existenței lor. Trăiau într-un într gheto și copiii lor au fost osândiți la moarte, băieții, urmând ca în decurs de două sau trei generații să se aleagă praful de ei. Evident, ultimele generații trebuiau să fie acolo în Egipt pentru ca să construiască ultimele palate, ultimele piramide și în felul acesta să creeze cultura de lux a Egiptului pentru secole de atunci înainte. Din condițiile astea, o sândiți la moarte, i-a scos Dumnezeu. Ca să înțeleagă cum arată eliberarea, i-a trecut prin Marea Roșie. Ca să înțeleagă cum arată Victoria și Biruința, a acoperit armatele egiptene cu apele Mării Roșii. Ca să înțeleagă providența sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu, le-a dat pâine din cer și a făcut să nu li se tocească hainele. În pustie, știți, există mult praf. Nisipul este foarte fin. După o vreme, datorită nisipului, hainele se rup. Datorită soarelui se decolorează. Nu te va ține nici de cum un costum de haine sau, mă rog, hainele tale timp de 40 de ani. Nu te vor ține. Se rup și se strică mult mai ușor decât în condițiile normale pe care le avem noi aici câteva luni de zile și o pereche de haine se duce. Dumnezeu a avut grijă și le-au ținut 40 de ani. Pantofii mulțumesc de asemenea. <laughs> um, Providența din partea lui Dumnezeu. Când au strigat, când au strigat, după un meniu mai special, Dumnezeu le-a dat prepelițe. Când n-au avut apă, Dumnezeu le-a pus la dispoziție valuri de apă, spune în psalmi. A venit apa cu valuri către ei, astfel încât puștiul, nu știu, dar probabil că a înflorit ca grădina Domnului. Nu, nu înseamnă că n-a mai fost pustiu, nu înseamnă că ei au mers prin Eden acolo, dar trebuia să se întâmple ceva cu atâta apă acolo. Și stânca ce mergea după ei era Hristos. I-a dus la muntele său cel sfânt și acolo a început un curs intensiv de educație. Le-a dat Constituția Națională care a însemnat Sistemul legal al existenței umane, nu al lor. Cele zece porunci. Legile lui Dumnezeu prin care omul trebuia să trăiască, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, legi compatibile cu existența, cu supraviețuirea. Nu sunt legi rele împotriva lor, ci erau legi prin care trebuiau să trăiască, trebuia să înflorească viața, cultura. Educația, așa cum se întâmplă în cultura creștină, câtă vreme creștinii au respectat legea lui Dumnezeu. Când am hotărât să părăsim legea lui Dumnezeu, asistăm la o decadență rapidă, atât la nivelul relațiilor, la nivelul economiei, iar problemele se grămădesc peste noi. Dar mă întorc înapoi în poporul Israel. Sistemul acela al educației început la Sinai a fost extraordinar. Tot acolo, Dumnezeu le-a oferit un concept religios unic. Concept religios material, construibil. Moise a construit din punct de vedere material, tangibil, vizibil, schema mântuirii. Și schema mântuirii s-a numit Sanctuarul. Sau mai târziu, Templul. Totul a pornit în sistemul acesta de educație. Învățau ce înseamnă păcatul, învățau ce înseamnă neprihănirea, învățau ce înseamnă răscumpărarea, învățau cât costă răscumpărarea, învățau până la urmă ce înseamnă să devii dintr-un om păcătos un om prea sfânt. Toate lucrurile astea erau acolo. Apoi au plecat cu tot acest tezaur educațional și au migrat prin pustie. Mai târziu, Balaam, privind de departe ceata de sclavi scoasă din Egipt, spune, văd un popor într-o ordine desăvârșită. Corturile lui sunt o frumusețe. Așezarea taberei era aproape ca o așezare militară. Nu în sensul negativ, nu mă refer la sensul negativ, ci în sensul frumosului și al ordinii. Aveau legi sanitare. Toate obiceiurile acelea care ă, erau favorabile Epidemiilor, în care oamenii nu se spălau, în care oamenii nu-și curățau mâinile, în care oamenii mergeau pentru propriile lor necesități, în așa fel încât nu exista o deosebire între ceea ce este curat și necurat. Toate obiceiurile acestea erau înlăturate. Iar în tabăra respectivă se știa foarte bine ce înseamnă regula sănătății, și anume că trebuie să fii curat. Nu cumva necurat. Preoții erau îmbrăcați de așa natură încât nici măcar nu trebuiau să transpire. Hainele erau de in, alb, corpul respira. Începuseră să devină lumina lumii, în pustie. Intervenția lui Dumnezeu a fost de ordin miraculos, extraordinar. Și i-a dus din minune în minune, din lecție în lecție, până la poartele, până la poar porțile, iertați până la poarta cananului. Și la poarta cananului le-a spus, și acum, sunteți pregătiți să intrați în țară. Dumnezeu nu le-a spus, puneți mâna pe sabie și cuceriți țara. Dumnezeu nu le-a spus, puneți mâna pe sabie și faceți prăpăd Nu. Dumnezeu le-a spus, intrați în țară. Atât, eu vi-o dau. Eu vi-o dau. Intrați în țară. pe păi cum, Doamne? Cum să intrăm în țară? Și Dumnezeu a spus, voi intrați. Țara vi-o dau eu. Și, eu știu, e o permanentă luptă între planul lui Dumnezeu și planul nostru. E o permanentă luptă. Și lupta a avut loc și aici. Și oamenii au zis, bine, bine, dar vrem să știm cum luăm țara. Adică, păi vrem să vedem. Țara, din punct de vedere strategic, să știm drumurile mari, să știm punctele slabe, să știm punctele tari, să știm de unde să atacăm, că trebuie luată în stăpânire, nu? Și Dumnezeu a zis, ok, dacă vreți, duceți-vă. Și au plecat. Erau 12 dintre cei mai capabili oameni ai națiunilor, câte unul pentru fiecare seminție. S-au dus, au văzut, au făcut poze. Da? Au adus struguri mari și au zis, hai de mine, e belșug acolo, e canaan. Curge lapte și miere, curge. Și a fost excelent prima parte. Și apoi a, a urmat un mare dar, dar, acolo sunt uriașii, fiului Anac, țara nu poate să fie luată. Și în momentul acela, poporul care a trăit prin har, din minune în minune, din glorie în glorie, poporul care a trăit din har, repet, în momentul acela zice, nu mergem mai departe. Și Dumnezeu le spune, dar de ce nu mergeți? Că acum e harul, acum vă dau eu totul, pentru asta am venit, pentru țara asta și au nesocotit țara, ziceți dumneavoastră cum se numește, Salvi. Țara desfătărilor, au nesocotit țara desfătărilor și au zis, nu, noi nu putem să mergem mai departe, nu se poate. Și deși au început prin Harul lui Dumnezeu, s-au oprit și au respins Harul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum e posibil să respingi Harul lui Dumnezeu? După ce ai trăit din minune în minune, din Har în Har, cum de ajuns să spui, stop, de aici încolo, nu mai, nu mai, nu mai vreau Harul lui Dumnezeu. Și marea lor, marea lor problemă a fost cauzis nu harului lui Dumnezeu. Asta a fost marea lor problemă. Nu i-a putut judeca nimic altceva, dar absolut nimic altceva decât harul. După atâta bunătate, după atâta minune, după atâta extraordinar. După momentul acesta, cum poți să zici nu? Despre asta este vorba. Pentru că totul, absolut totul în viața de credință pornește din recunoștință. Iar când zici nu, vine din. De unde vine nu? Din nerecunoștință. Este ca și cum n-ai pentru ce mulțumi. Este ca și cum n-ai de ce să ai încredere. Este ca și cum Dumnezeu n-ar fi făcut nicio minune în viața ta. Este ca și cum Dumnezeu n-ar fi făcut niciun lucru extraordinar în viața ta. Așa este. Numai atunci poți să spui nu. Când Dumnezeu n-a făcut nimic pentru tine. Când părinții peregrini au hotărât o zi de mulțumire, au hotărât să ne învețe ce e recunoștința. Vreți să ne gândim puțin la viața noastră? Aș vrea să spun că și în viața ta totul a început prin har. Totul. Nu, nu te gândi la momentul pocăinței. Nu, gândește-te înainte de momentul pocăinței. Gândește-te când nu erai pocăit, N-a început totul prin har? Când nu erai pocăit, nu te-a înconjurat Dumnezeu de bunătatea Lui? Auziți, Iacob 1 cu 17. Țineți minte, orice lucru bun și orice dar desăvârșit, pentru cine? Pentru cine? pentru lume, dacă există vreun lucru bun, dacă există vreun dar de săvârșit în lumea aceasta, atunci să fie clar de unde vine. De sus, de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Vă uitați cât bine e în lumea asta? A existat o vreme în care oamenii în mintea lor nu puteau crede că răul va birui în această lume. Nu puteau crede. Toate nuvelele, toate romanele se terminau cu... Așa este? Cu un sfârșit fericit. Aveau în mintea și în sufletul lor ideea că nu se poate binele... Trebuie să biruiască. Cu alte cuvinte, binele e mai puternic decât răul. V-ați gândit vreodată la ideea asta? Vreau să vă întreb, dumneavoastră astăzi ce credeți? Ce e mai puternic, binele sau răul? Binele sau răul? Nu e adevărat. V-ați luat după mine. Generația de astăzi nu se poate, nu se poate, nu poate concepe că va birui binele. Există o permanentă teamă că va birui răul. Există un scepticism nativ pe care l-am țesut în... Fibra existenței noastre în care fiecare moment, aulă, ce ni se mai poate întâmpla? Aoleo, ce -o mai veni? Știți, au fost alegeri acum, vai de mine, vai de capul nostru. Înainte de alegere, vai de capul nostru. Că vine unul e rău, că vine celălalt tot, tot, tot e rău. Vine vreodată binele? Vine vreodată binele? Fraților, societatea, literatura, ziarele, cultura mea a devenit o cultură în care răul triumfă. Este inexplicabilă angoaza pe care o trăim. Știți ce este angoaza, da? Frica întotdeauna are un obiect concret. Mi-e frică de un șoarece. Am înțeles. Dar la, la ce e frică? Dacă nu e nicio, niciun șoarece în casă, când nu e nimic, când n-am niciun motiv să-mi fie frică și eu nu mai pot de frică, ce Asta este angoază. Eu nu știu de ce, n-am niciun motiv să-mi fie frică în mod concret, dar mie mi-e teamă. Psihologii și filozofii au spus în ultima vreme că generația noastră a ajuns sub linia disperării. Înțelegeți? Adică suntem disperați. Din ce cauză? Ca și concept. Tot ceea ce vine în viitor este negativ. De unde am luat ideea? Nu cumva am uitat minunile? Nu cumva am uitat că orice lucru bun vine de sus de la Tatăl Luminilor în care nu s-a schimbat nimic? Nu s-a schimbat nimic? Vă să aminte de textul care spune că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, dă soare și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Păi de ce, frate? Spuneți-mi de ce de Dumnezeu ploaie și soare. Poftiți? Merită? Merită? Merită un criminal ploaie? Merită un criminal soare? Merită sau nu? Da sau nu? Nu! nu. Și de ce de Dumnezeu atunci? Poftiți? Că așa e El. Și că se raportează la noi nu cum suntem noi, ci cum este El. Și El este plin de har. Faptele Apostolilor 17 cu 27, ca să știe că nu este departe de niciunul dintre ei. Deși oamenii, spune aici, îl caută pe Dumnezeu ca să-l găsească și îl caută cum? Bâșbâind! Adică e o chestie de orbire. Ne-a legat la ochi. Nimeni nu vede. Toată lumea toată lumea bâșbâie. Și în timp ce noi bâșbâim pentru că suntem legați la ochi, Dumnezeu este lângă noi ca să-l găsim. Ca să-l găsim. Îmi place enorm de mult lucrul ăsta. Ioan 3 cu 27. Ioan 3 cu 27. Este unul dintre textele extraordinare pe care l-am luat din vorbirea lui Ioan Botezătorul. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Țineți minte, doar cerul face daruri. Numai cerul face daruri. Pământul nu dăruiește nimic. Nimic. Și ce dăruiește ea înapoi? Cerul nu ia înapoi. Cerul face daruri și când le-a dat, le-a dat pentru totdeauna și nu-i pare rău. Așa a făcut cu Iisus Hristos. L-a dat și l-a dăruit definitiv omenirii pierdute. A fost al nostru. Atât de mult a fost al nostru încât am făcut cu el ce am vrut. Atât de mult a fost al nostru. Atât de mult e al tău. Atât de mult e al meu. Și după ce ni l-a dat nouă, în așa fel încât să fie al meu, după aceea ne-a luat cu el și ne-a întors acasă. Ne-a luat cu el și ne-a dus de dar tatălui său. El a venit de dar sau ca dar nouă și s-a întors la tatăl aducând darul de pe lumea aceasta, care sunt eu sau tu. Roman 2 cu 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Înainte de pocăință ce a fost? Bunătatea lui Dumnezeu. Când nu erai pocăit, era bunătate. Și se purta Dumnezeu frumos cu tine când nu credeai în El, când ridicai pumnul împotriva Lui, te vindecai de toate bolile tale și atunci ca și după, nu? Nu vindecă Dumnezeu pe un nepocăit tot la fel ca și pe un pocăit? Deși textul spune, te vindecă de toate bolile tale. Și se referă la pocăit? Dar Dumnezeu îi vindecă pe toți. Strigă către Dumnezeu un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Strigă către el. Îl ascultă Dumnezeu. Poftiți? l ascultă sau nu? Îl ascultă. Și te întreb de ce, Doamne? Și Dumnezeu îl ascultă. Și poate că nu știe nici măcar cum se roagă. Poate că nici atât. reducere la absurd ceea ce spun acum. Știu parabola asta de pe vremea când eu eram copil și o spunea un bătrân cu părul alb într-o biserică departe în România. Vorbea despre un altul care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Cărei se îmbolnăvise soția și a zis, Doamne, dacă mi-o vindeci. Și a vindecat-o, Domnul. Și por a zis, da, da cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Pentru că, știți, dacă n-ai scriptura și dacă nu știi ce îi place lui Dumnezeu, dacă nu ești educat să-i mulțumești lui Dumnezeu cum cere el, atunci nu știi. Și el a zis, cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Și a zis, să fac eu ceva ce nu se mai. ce pot eu să fac? Și a găsit o buturugă mare în pădure. Pentru că el era în pădure și... Eu țin exemplul ăsta pentru că e absurd. Și, și mi s-a părut ciudat și când eram copil. Dar păi acum. Dar din nou, intenția mea este să luați lecția, nu ilustrația. S-a dus înapoi vreo 20 de pași și a făcut vânt și a sărit peste buturugă. Și după ce a sărit dincolo a zis Una pentru tine, doamnă. Spuneți-mi ce a fost asta! Ce a fost asta? Vă spun eu, rugăciune. A primit o? Dumnezeu? Asta contează. Asta contează. Primește Dumnezeu, sigur că da. Din ce cauză? Din cauză că harul e cu tine și îl vezi în fiecare zi și strigi și te scapă și strigi și te ajută și strigi și mergi cu Dumnezeu și mergi cu Dumnezeu și vezi, și tu nu-L știi, dar vezi că ți se umple viața de frumos, vezi că te copleșește o bunătate care nu știi de unde vine, vezi că Dumnezeu sau cineva are grijă de tine, de copiii tăi, vezi că viața are rost și nu știi cine-i dă rost. Și e o nebunie să spui că tu le faci pe toate, că nu le faci tu pe toate, că se potrivesc. Și o nebunie să zici că-i de noroc, că nu-i de noroc. Că trebuie să fie altcineva. Și vine o zi. Vine o zi, când copleșit de atâta bunătate, omul care nu știe, copleșit cade la pământ și zice către cer, ce zice? Mulțumesc! și la începutul pocăinței. Acolo începe pocăința. Și pocăința înseamnă că nu te vei mai scula de pe genunchi o viață întreagă, pentru că în continuu vei zice Mulțumesc. Vreau să te întreb. Ai încetat să zici mulțumesc vreodată? a încetat să zici mulțumesc? a înlocuit cumva mulțumirea cu cereri? a încetat să mai sar peste buturugă? hai să ne întoarcem puțin la scriptură. vă voi invita se deschide Sfânta Scriptură în Ezechiel, capitolul 16. Este o zonă, este o zonă teribil de frustrantă. Este vorba de omul lui Dumnezeu. Este vorba de pocăință. Este vorba de modul în care ne vede Dumnezeu pe noi, în traseul nostru de la răzvrătire până la întoarcere către Dumnezeu. Versetul 4. La naștere, în ziua când te-ai născut, versetul 5, ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, Ce ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Cum se numește omul aruncat pe câmp? În... Mulțumesc! Există numele ăsta în românește. Ați auzit? Lepădatul. Probabil că a fost undeva în istoria românească, în vremea mai de mult, situația asta s-a repetat de foarte multe ori, în așa fel încât copiii aruncați, abandonați, Li se pune numele ăsta, a fost lepădat. Textul spune, uite, nu ți s-a tăiat placenta și nici cordonul umbilical, spune versetul 4. Erai plină de sânge. Erai necurată și mizerabilă. Ce șansă are un copil lăsat în situația asta să trăiască? Poftiți? Ar trebui să întreb medicii să-mi spună care este scorul de infecție sau șansa de infecție. Riscul de infecție, mulțumesc. Care ar fi? versetul 6. Atunci am trecut eu pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis: "Trăiește chiar și în sângele tău." Adică, trăiește și așa. Mă, fraților, nu știu dacă puteți identifica stadiul când s-a întâmplat treaba asta, când un om trăiește în sângele lui, în mizeria lui, cu riscul enorm de infecție, de moarte. Când? Sigur că da, este, este omul care nu cunoaște curățirea, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște medicul care ar putea să facă pentru lucrurile astea. Omul care trăiește așa cum este el, în legea lui. Asta este legea veche. Omul care nu cunoaște pocăința, nu cunoaște schimbarea, o duce tot așa. Cum trăiește omenirea mea? Cum trăiește o lume întreagă? Cum trăiește? Cum trăiește omul păgân? Cum trăiește omul revoltat? Cum trăiește criminalul? Cum? ce îl ține în viață? Este un Dumnezeu care zice, trăiește în ciuda situației tale. Trăiește. Cine îi dă putere de viață? Cine îl susține? Cine îl susține pe un criminal care a făcut atâtea lucruri? Cine îl susține? Cine? Pentru ce îl susține? Nu cumva. Nu cumva pentru ca bunătatea lui Dumnezeu să-l trezească la un moment dat. Să-l surprindă bunătatea lui Dumnezeu să zică, vai, nici nu m-am gândit ce bun ești, Doamne. Ce bun ești, Doamne. Vreau să vă întreb, când ar fi trebuit să zică acest copil Mulțumesc? Că asta este, ăsta este rostul pentru care citesc aceste versete. Să-mi spuneți dumneavoastră când ar trebui să zică Mulțumesc? Ar trebui să zică Mulțumesc acum? Sau încă nu? Deci zice aici, am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și ți-am zis, trăiește și în sângele tău. Ar trebui să zică mulțumesc? Sau nu? Văd că dumneavoastră treceți. Nu sunteți sigur, nu știți și nu sunteți hotărâți sau de ce? Dar să zicem că n-ar putea să zică pentru că e copil. Un copil poate că nu-și dă seama. Trăiește și zice, nu știu de ce trăiesc. Crește și nu se îmbolnăvește și nu știe de ce nu se îmbolnăvește. Până la urmă să se gândească ce rezistență am, ce anticorpi am, ce sistem autoimun dezvoltat am. Fii atent. Sunt plină de sânge de sus până jos, aș fi putut să mă îmbolnăvesc și nu m-am îmbolnăvit. Poate să gândească așa. Versetul 7. Te-am înmulțit cu zecile de mii. Nu citesc exact expunerea. În versetul 7 era ideea, era iguală, ceea ce înseamnă erai fără slavă, n-aveai nimic, dar absolut nimic în plus decât mizeria. Atât. Altceva n-aveai. Măcar de ți -o ai fi acoperit-o cu ceva, Măcar de avea o cârpă, un șorț de frunze, ceva, să nu fi chiar atât de... Dar n-aveai nimic. N-aveai niciun pic de slavă. Rușinea era mai mare decât frumosul în cazul ăsta. Versetul 8. Am trecut eu pe lângă tine am întins peste tine haina mea. Ți-am acoperit go goliciunea și am făcut legământ cu tine. Cine a făcut legământ? Cine a avut inițiativa? Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Salvatorul acesta care a făcut legământ cu copilul lepădat. Salvatorul acesta. Acum sunteți de acord să-i zică mulțumesc? Trebuia să-i zică mulțumesc? A făcut legământ cu El. Vreau să vă întreb: dar copilul a făcut legământ cu Dumnezeu? Surprinzător în toată narațiunea, copilul acesta lepădat, dar salvat de către Salvatorului, n-a făcut niciodată legământ cu Salvatorul. Salvatorul a făcut legământ cu El. Dar El n-a făcut legământ cu Salvatorul. Vreau să vă întreb de ce. De ce n-a făcut legământ cu Salvatorul? Ziceți, nu și-a dat seama? De ce nu și-a dat seama? Ce anume? Zitare te rog. Ai zis bine. Mulțumesc. De ce nu fi fost recunoscător? De ce n-a zis mulțumesc? Asta e problema. De ce n-ai zis mulțumesc? De-ai fi zis mulțumesc. De-ai fi zis mulțumesc. Pentru că mulțumescul este momentul în care începe mântuirea. De acolo începe mântuirea. De acolo începe să vadă omul pe salvatorul lui, pe mântuitorul lui. De acolo începe Zice, ți-am acoperit golul tău, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, versetul nou, te-am scăldat în apă, te-am spălat, te-am uns cu un de lemn. A ce seamănă? A ce seamănă? Nu vi se pare că seamănă legământul cu botezul. Momentul în care Dumnezeu vine și te spală și te... N-ar fi trebuit să zică mulțumesc? Ar fi trebuit să zică mulțumesc sau nu? De ce n-a zis mulțumesc? Este o enigmă. Este o enigmă pentru mine faptul cum un om poate să fie împodobit de Dumnezeu. Poate să fie... Uh, făcut frumos de Dumnezeu, iar el să nu să nu recunoască. Iar el să nu zică mulțumesc niciodată. Să se ocupe Dumnezeu cu el, l-a luat de acolo, de la nimic. L-a crescut, spune textul aici, Versetul 10, ți-am dat haine cu sute cu fir, o încălțăminte piele de visel de mare, te-am încins cu insubțire, te-am îmbrăcat în mătase, te-am împodobit cu scule scumpe. Extraordinar! Ți-am pus brățări la mână, o salbă la gât, ți-am pus verigă în nas, cercei în urechi, toată lumea zice, ia uite cum, ia uite cum, se împodo cum împodobește Dumnezeu pe un creștin. Așa zice toată lumea. Dar nu! Aici nu e creștin. Cel ce e împodobit aici este ce? Un om care n-a făcut legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut legământ cu el, dar el n-a făcut legământ cu Dumnezeu. El nu întoarce înapoi, el, zice nu, el nu zice mulțumesc, el nu are niciun moment de recunoștință și în momentul acesta toată împodobirea lui Dumnezeu se păgânizează în viața lui. Vă duceți aminte de o tânără care în momentul când i-a pus un străin salba la gât și brățări la mână, le-a luat pe toate și le-a le dus în mână la tatăl ei? Vă duceți aminte de tânăra asta? Cum o chema? Poftiți, zice stare. După când te văd eu, era ceva cu râ. Da? Ziceți încă o dată ce? Rebecca sau Rahela? Ha? Viitoarea soție a lui Isaac, în momentul în care Abimelec, venit din Egipt, se hotărăște să procedeze după, după obiceiul egiptean și al neamurilor, se duce la ea și o împodobește ca la egipteni. le leia jos. Le acceptă, zice mulțumesc. Este suficient de, 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 de frumoasă în gesturile ei, dar apoi când pleacă acasă, le ia pe toate și le duce la tatălui în coș. și zice, ia vreo 5 kg de aur. Nu le pun pe mine, ia-le de aici. Când ar fi trebuit să zică mulțumesc? De ce n-a zis mulțumesc? De ce creștinismul nu zice mulțumesc? Și ce înseamnă când nu zice mulțumesc? Înseamnă că toate lucrurile astea le ia și le atribuie cui? Sieși. Și zice, uite ce bogată sunt, uite ce cizme de vițel de mare am. Da? Și uite ce haine pomenite am. Și ajunge să se laude atât de mult încât până la urmă recunoștința nu-și mai are niciun loc în viața ei. Știți cum o numește Scriptura? Capitolul 16 din Ezechiel, știți cum o numește? O numește desfrânată. Rețineți, un om desfrânat nu e în stare să zică mulțumesc. Și mă refer la desfrânarea sufletului. Pentru că nu știe de unde vine binecuvântarea. Nu există în viața acestei tinere niciun moment de recunoștință, deși, auziți, nobles obliji. Noblețea obligă. Deci dacă Dumnezeu e nobil cu mine, cum ar trebui să răspund? Asta e marea problemă. Mă uit la Maria, a fost nobil Dumnezeu cu ea, i-a iertat păcatele ei și apoi ani de zile se întreabă cum să-mi arăt recunoștința. Un an de zile cel puțin a lucrat permanent pentru ca să-și să arate recunoștința într-un moment. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în momentul în care a venit cu nardul pentru folosit la încoronarea regilor sau la încoronarea sau la, la ungerea preoților și nardul acela strâns de peste un de zile l-a vărsat asupra Domnului Isus Hristos. Și toată lumea a întrebat ce te-a apucat Maria? Iar Maria a răspuns nobles oblige. Maria a răspuns, nobles oblige. Noblețea lui Dumnezeu mă obligă. Totul pornește din recunoștință. Ținerea poruncilor lui Dumnezeu, voi ține cuvântul lui Dumnezeu din recunoștință. Zecimea o voi da din recunoștință. Voi veni la Biserică din recunoștință. Voi studia cuvântul lui Dumnezeu din recunoștință. Totul vine din recunoștință. Nu există nimic pe care îl voi face din frică. Nu există nimic pe care îl fac din cauza că vreau să am un scor cu Dumnezeu. Merite. Nu! Totul vine din recunoștință. Vreau să te întreb. Îl iubești? Vreau să te întreb. Vezi cât de mult se a purtat de grijă? Vreau să te întreb. Vezi ce frumos a fost? Ce frumos este? Ce frumos va fi? Vezi? Vreau să te întreb. Te oprești să-i zici mulțumesc, Doamne? Te oprești? Toma. Noul Testament. Apostol. A văzut minuni. Corect? În dezbaterea aceea extraordinară în care Domnul Isus Hristos a zis cine zic oamenii că sunt eu și Petru a răspuns, ești Fiul lui Dumnezeu. Toma a participat la dezbaterea respectivă. A fost acolo. A fost de acord cu Petru. Când a zis, ești Fiul lui Dumnezeu. Sigur că da. Și el a fost de acord. A fost prezent la răstignire. De ce a plecat dintre cei 12 și s-a dus acasă și n-a mai vrut să știe de nimic? După răstignire. Frații mei, abia după momentul în care Toma strigă Domnul meu și Dumnezeul meu, abia după aia începe să creadă cu adevărat. Vreau să vă întreb un lucru. Cum numiți momentul ăla în care Toma strigă Domnul meu și Dumnezeul meu? Fraților, aduceți-vă aminte. A stat acasă zile în șir. S-a luptat cu necredința. A vrut să fie realist. A trecut prin toate sistemele filozofice de gândire în perioada asta, să fie foarte limpede. A zis, vreau să văd eu să pun degetul meu în rănile lui. A stat acasă hotărât să nu se mai lase înșelat încă o dată. A crezut că creștinismul și Iisus Hristos este un mare proces de înșelăciune. Și apoi s-a întâmplat ceva, că n-a mai putut să stea acasă. S-a dus la cei 12. A stat acolo cu ei. S-a uitat la ei. Erau fericiți. El era pământ. Ei vorbeau despre faptul că s-a întâlnit cu Domnul. El se întreba, dacă mă întâlnesc cu Domnul, se mai uită la mine? Dar dacă și asta este o înșelăciune? Și uite așa, pendula în toate părțile. Și în timp ce el stătea acolo, în colțul lui, apare Isus Hristos deodată în mijlocul lor și zice, Toma, ia încoace. Dacă nu l-ar fi chemat pe nume, spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat cu Toma. Nu știu. Dacă aș fi fost în locul lui, cred că o la fugă. Aș fi presupus că nu se mai uită la mine. Aș fi presupus că s-a supărat pe mine. Aș fi presupus că l-a întrădat. Mi-aș fi gândit, făcut toate scenariile posibile. Iisus Hristos zice, vină! Ia pune tu mâna! Și Toma se apropie. și cade în genunchi, copleșit. Și este cea mai frumoasă declarație pe care o aud vreodată. Domnul meu și Dumnezeul meu. Spuneți-mi încă o dată, ce e asta. Recunoștință. Recunoștință. Îți mulțumesc. Cum de-ai avut răbdare cu mine? Cum de-ai venit aici pentru mine? Cum de-ai făcut asta pentru mine? E recunoștință. Și de aici începe, frații mei, de aici începe religia. De aici începe pocăința. De aici începe relația cu Isus Hristos. De aici, din momentul ăsta, când te-ai prăbușit și când ai zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, dacă nu s-a întâmplat lucrul ăsta, nu s-a întâmplat nimic. E foarte interesant că Ioan îl pune pe Toma alături de Petru. Amândouă cazurile sunt la sfârșitul Evangheliei lui Ioan. Amândouă. Petru e la fel. Petru e la fel. A asistat la toate minunile. A declarat fantastic. Ești Fiul lui Dumnezeu. Nu, nu ca pe nicio îndoială. A spus limpede. Poți să te părăsească toți eu? Nu. L-a văzut pe Iisus Hristos răstignit. Și? Și? Vă aduceți aminte când a început să creadă? Vă aduceți aminte? Când a cântat cocoșul a început să plângă. Eu vă întreb când a început să creadă. Marea declarație, marea declarație de credință a lui Petru a fost cam așa. Te iubesc, doamne. Te iubesc. Nu l-a întrebat Iisus Hristos de nimic, vă spuneam și altă dată. Nu l-a întrebat cum a fost în noaptea aceea, de ce mai ai trădat, de ce... Nu, nu l-a întrebat nimic, l-a întrebat un singur lucru. Petre, cum stai cu recunoștința? Cât de mult mă iubești? Mă iubești tu mai mult decât... Asta e recunoștință, cum e? Și Petru spune, Doamne, ce să-ți mai spun? Cât de mult îl iubești? A fost o zi de Thanksgiving. Ce ai spus Domnului în ziua aia? Ce-i spui Domnului acum? Asta este singura întrebare. Vă aduceți aminte de cei zecele proști și ăsta este ultimul exemplu. S-au vindecat 10. S-a întors 1. Procentul, raportul cât este? 1 la 10. E așa de greu, e așa de greu să spui mulțumesc. E așa de greu să te lași copleșit de recunoștință. A venit înapoi unul copleșit de recunoștință, să aruncat la picioare lui, n-a putut să se ducă niciunde în altă parte. A trebuit să vină la el. De ce, frații mei, de ce? De-abia de acolo începe legământul. S-a întors înapoi să facă legământ cu Hristos. În recunoștință e toată puterea legământului tău, nu în altă parte. Dacă vă uitați în Ezechiel, capitolul 16, veți descoperi că ceea ce lipsește acestei tinere este credincioșia. Vreau să vă spun că aici nu e vorba de o vorbă. Mulțumesc! Aici este vorba de credincioșie. Din recunoștință pornește credincioșia. Dacă ești recunoscător într-o căznicie, nu se poate să fii necredincios. Dacă ești recunoscător lui Dumnezeu, nu se poate să fii necredincios din momentul în care începe recunoștința, de acolo începe credincioșia. Cel lepros, unul, a venit înapoi și din momentul acela a început în viața lui credincioșia. În viața lui Toma. Din momentul în care a zis Domnul meu și Dumnezeul meu a început credincioșia, în viața lui Petru, în momentul în care a zis Te iubesc, Doamne, a început credincioșia, nu va începe niciodată nici credința, nici credincioșia, nici în viața mea, nici în viața ta, decât în momentul în care vom cădea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, ești prea bun pentru mine. Ai făcut atât de multe lucruri pentru mine. Să-mi aduc aminte, Doamne? Să-mi aduc aminte? Păi stai să-ți spun. Mai luat? De unde mai luat? Mai crescut? Mai susținut? Mai trecut prin toate problemele mele? Mi-ai auzit toate rugăciunile? Știi când am strigat către tine? Din fundul gropii, spune psalmistul, e mai jos. Știi toate astea ți aduce aminte, cu siguranță tu, adum, Doamne, aminte și mie de cât de bun ai fost. Adu-mi aminte. Psalmul 50 cu 14 aduc a lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele înaintea lui. Zii mulțumesc lui Dumnezeu. Vin înapoi de unde ești. Ori câte sute de kilometri trebuie să faci, vin înapoi la Dumnezeu și spune-i că vrei să începi credincioșia cu El. Spune-i că ești copleșit de atâta bunătate. Spune-i că l-ai descoperit cum nu l-ai descoperit niciodată. Spune-i că ți-e existența de așa natură încât a cunoscut bunătatea lui Dumnezeu. Vă invit, frații mei, să cântăm împreună ca o rugăciune spre slava Domnului. Cântarea atâta har.

copleșiți de bunătate și de har, venim înaintea ta în închinare în dimineața aceasta să-ți mulțumim că ne-ai condus, Doamne, prin pustia vieții acesteia și ne-ai hrănit cu mană. Ne-ai păstrat sănătatea. Ne-ai dat haine, hainele tale împărătești pentru suflet, și hainele lumii acesteia pentru trup. Îți mulțumim, Doamnă, pentru copiii noștri, îți mulțumim pentru casele noastre, îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi până acum. Venim înaintea Ta din recunoștință, Doamne, și primește închinarea noastră ca rod al acestei recunoștințe înaintea Ta. Fă, Doamne, ca șederea aceasta, ridicarea noastră pe picioare, înaintea măreției tale să fie gestul recunoștinței, a mulțumirii și a legământului nostru cu tine. Copleșiți de îndurarea ta, Părinte, fă să dorim credincioșia noastră. Ajută-ne, Doamne, să-ți jertfim mulțumirii. Să-ți împlinim, Doamne, juruințele care ți-au fost făcute. Fă, Doamne, ca viața noastră să fie frumoasă sub strălucirea slavei Tale. Și poporul Tău să rămână sub bunătatea Ta. Fă, Doamne, ca recunoștința noastră să nu înceteze nicio clipă, de acum și până vei veni Tu. Iar venirea Ta să fie răspunsul la recunoștința noastră.